Și iată, prieteni, că revin și eu din nou. De data asta cu testul la sursă. Am desfăcut carcasele prin forță un pic și am reușit să le mai prind cât de cât, cât nu am dat cu bandă. Sursa, după cum vedeți, scoate tensiuni. 11,8 bă, ce ai, mă? 11,8, stai un pic. 11,85. Da? Deci totul funcționează. Verde pe plus, alb pe minus. Astea am pus fire mai subțiri, dar am să le leg imediat cu ceva mai gros ca să am stabilitate, să știu eu că sunt fire mai groase ca să nu mă trezesc cu cine știe ce nebunii, că nu merge sau că, eu știu, se întrerupe vreunul. Așa, 18,86. Bun. O deconectăm. Și încercăm să descărcăm condensatorii. Gata. E, mai au un pic. Nu s-au descărcat de tot, dar nu-i problema. În timp se vor descărca. Ok, prieteni, până la un viitor videoclip. Am servit și o bere. Așa. Hai să dau pe OBS. Da, în fine. Apropo, la OPS cât mai avem? Ce se mai întâmplă pe aici? Volți în baterie, 223, 224, la fel, pe output, 224, 43 de grade pe radiator, da, e cald afară și el simte. Și stația și amplificatorul care merg, dar deocamdată am oprit sursa de semnal, televizorul. Uitați cât consum eu. Noi, cine știe ce consum. Da? Cam atât, tensiune bateriei. Cam suficient. Da. Asta am vrut să vă arăt pe azi. Ne mai reauzim și la următorul video.